Miercuri 10 februarie, pe înserat, un bărbat de 84 de ani din localitatea Cristur, județul Hunedoara, a avut parte de o experiență neplăcută. Acesta a fost urmărit și agresat de un tâlhar. Pensionarul se afla într-un microbuz, în drum spre casă. Acesta a simțit tot drumul că este urmărit de un individ necunoscut. După ce a coborât din mijlocul de transport local și a ajuns în fața casei, bărbatul a fost bruscat de individ, care a intrat cu forța în locuința lui. Pe un ton ridicat, individul i-a cerut bani pensionarului, însă acesta nu s-a lăsat impresionat și nu a cedat amenințărilor și îmbrâncelilor. Ba mai mult, victima a început să strige după ajutor, moment în care tâlharul a luat-o la goană, luând cu el cheia de la poarta de intrare în curte. Bărbatul a sunat la 112, iar polițiștii au pornit pe urmele infractorului. La doar câțiva pași distanță de locul faptei, individul a fost prins și încătușat. Victima l-a recunoscut, astfel încât acesta a fost reținut. Ieri a fost prezentat judecătoriei Deva cu propunere de arestare preventivă pentru tâlhărie. Magistrații au decis să îl trimită după gratii pentru 30 de zile, scrie mesagerul hunedorean.ro.